Și pentru că mai sunt doar câteva zile, să știți că deja în pensiuni gazdele fac ultimele pregătiri în așteptarea turiștilor. În Hunedoara, gazdele pregătesc pentru ei tradiționalele mâncăruri de sărbătoare și promit multe alte surprize. Nu vă mai ține mult în suspans și pentru a afla cum s-au pregătit și cu ce așteaptă pe turiști și mai ales la ce prețuri să se aștepte românii, discutăm cu domnul Horia Zabo, este director de marketing la Conacul Archia din Deva, în direct prin telefon cu noi, pentru că n-am reușit să facem această legătură prin Skype. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Zabo, cu ce vă pregătiți acolo, cu ce îi primiți pe turiști și mai ales la ce prețuri? Încercăm foarte mult să aducem toate tradițiile din județul Hunedoara de Crăciun, să le punem turiștilor noștri care intră de mâine sau ajung mâine la noi. Și pe lângă preparatele tradiționale din carne de porc pe care le avem, facem în 24, facem o tăiere de porc alături de ei, servim cu pomana porcului, cu porcării de porc, o să avem cântăreți de muzică autentică de la noi din zonă, o să avem colindători seara, o să vină moșul pentru copilașii care participă la Crăciun și la pachet și o să primească fiecare cadouri și încercăm să le creăm o experiență cât se poate de autentică și să-i aducem efectiv în sânul familiei să se bucure de aceste sărbători ca la ei acasă, dar poate într-o altă casă alături și de alți copii și de alte persoane. Evident, avem cântăreți, facem un foc de tabără în data de 25, aducem niște dubași care sunt la noi în zonă, sunt foarte recunoscuți și o să cânte. Deci, tema pachetului este să ne bucurăm ca în sânul familiei de Crăciun și mai mult decât atât să se vadă și tradițiile locale ale județului Hunedoara în acest proces. O altă întrebare este dacă mai aveți locuri acum, pe ultima sută de metri, mai sunt locuri și dacă sunt turiști care doresc să vină, îi primim cu cel mai mare drag. Și de la ce prețuri pentru cei care vor să facă acum o rezervare pe ultima 100 de metri? Avem, în momentul acesta avem și o promoție de 25% în care, ca și discount, și prețul este undeva la 350 de euro de persoană.